Salutare tuturor și bine v-am regăsit, oameni buni, la un minunat nou episod de Minecraft, fraților. Astăzi suntem alături de Dani, din câte vedeți aici. Salutare! Și, fraților, o să facem astăzi o casă foarte mică versus o casă foarte mică. Adică amândoi o să trebuiască să facem câte o casă foarte mică și na, să încercăm să fie cât de cât eficientă. Și da, nu uitați să lăsați acolo un like și nu uitați că aveți pe Dani în descriere și aveți și Streamcraft-ul meu în descriere, fraților, unde v-aș ruga să mergeți să dați un follow pentru că facem foarte multe live-uri acolo. Deci da, na bun, Dani, ești pregătit, ești gata? Sunt ești... foarte pregătit și vezi că voiam să-ți dau o floare, iar tu n-ai vrut să o iei, am pus-o chiar în fața ta, sunt foarte trist. Trebuia să o arunci, Dani, ca să-mi dau seama că vrei să dai o floare, na, acum... Era o floare roz, știu că îți plac florile roz, tia. Da, da, foarte mult, Dani. Știi ce-mi place și mai mult? Să văd o casă foarte șmecheră făcută de tine, sincer. Chiar okay. la maxim îmi place chestia asta. Da, eu încerc să o fac foarte eficientă, deci nu o să... Nu o să arate bine. Da, aia încerc. Bă, de fapt, nu încerc să nu arate bine. Încerc să arate bine, dar... Na, e cam greu dacă faci o casă mică, Dani, înțelegi? Mhm, da, știu ce vrei să zici, dar... Bă, Dani, mi se pare că te auzi la maxim de tare, așa că o să te dau mai încet direct de aici și ia zi ceva acum. Ok, zic ceva, vorbesc acum, frate, conversez cu tine. Mult mai bine, mult mai bine, Dani. Ok. Sunt 100% sigur că le-ai spart timpanele oamenilor. Bun, hai să... Stai să văd. Oare dacă... Nu. Dar poate așa? Așa. Așa, ok. Avem patul. Pe care? Stai așa să mă gândesc ce trebuie la o casă. De toate. Trebuie așa ceva. Bă, știu că trebuie de toate, dar totuși. Ok. Se face, nu? O casă mică nu e neapărat proastă. Știi că ăștia din Tokyo au casele de multe ori mai mici decât europenii și americanii au pe cele mai mari. Da? Da, gen, aia din Tokyo le ajung câțiva metri pătrați pentru toată casa. O patul cumva băgat în perete, majoritatea. A, știu de care pat. Păi fac și eu acum. Ca să bagi patul în perete. Mm-hmm. E bine, Dani, ok. Eu încerc cumva. Deci prima dată o să încerc să o fac cât mai cum să zic, cât mai. Deci prima dată trebuie să fie cât mai. Aha. Și după aia vedem să arate bine, știi? Adică, na. Bă, eu le fac pe ambele cumva în același timp. Am eu o idee micuță. Ca o casă, Dani, micuță. Bravo. Sunt mândru de tine. Păi am văzut, mă, că ești mândru de mine în ultima perioadă. Ești tare. Ne ferește. Uite o oaie. Am intrat oaia în casa mea, du-te aici. Așa. Ok, îmi trebuie o sapă, așa. După care îmi trebuie... Așa, aoleu. Stai că nu funcționează așa rapid. Chiar așa. Nu. Bun, stai, Dani, lasă-mă să mă concentrez, te rog frumos. Îmi trebuie oase, Dani. Am nevoie de oase, bă, una. Știi care e partea nașpa? Că nu le pot prea face cum voiam eu un adânc. Pentru că e lumea cum e și nu prea merge. Asta e, Dani, ce să faci dacă lumea e cum e. Da, știu. Stai să văd, deci îmi trebuie niște slepuri. Aici. Pac, pac, pac. Bun. Bun. Momentan este o casă foarte eficientă, Dani. Wow, mă bucur mult. E bine. Am încredere în casa ta, same. Foarte bine și eu. Ok. Bun. Adică mă gândesc ce chestii... Ah, gata, știu ce mai trebuie la o casă. Și trebuie și... Unde? Cred că ați retardat. Așa. Na, și ăsta unde n-ai mai pun? De ce nu-mi iese nimic ajutor? Păi ce ai puțin, mă, Dani? Mi-am inundat casa, frate. Da? Mhm. Na, ce să faci, Dani, asta e. Asta-i oh viața. My god, zici că e casa din Moldova. Adică? Nu știi că mai sunt case de alea? Mai fac ăștia case de alea de... Se inundă mega ușor pentru că folosesc niște materiale de alea. Așa e la mine. Bine, no hate, adică nu toată lumea, știți ce vreau să spun. Era o glumă, hei. Nu mă urâți acum, ajutor, de ce mă urăște toată lumea? Am înțeles, bulangiule.
Ce, și tu mă urăști acum? Dani, dacă ești bulangiu. Da, nu sunt bulangiu. Nu știi. Nu mai fi bulangiu, Dani. Așa. Bă, la mine să mor eu de-am făcut vreodată cu o casă atât de mică. Bă, nicio, și mă așteptam să fie mai ușor. Și eu mă așteptam. Stai să mă gândesc ce să... Ce pot să mai pui la o casă? Bă, casă mai mică de atâta chiar nu cred că poți să faci, sincer. Te înțeleg, te înțeleg. La mine nici patul nu mă lasă să-l pun ajutor. Chiar așa rău duci? Mhm. Dar improvizăm noi ceva pe aici, că noi suntem băieți mari. Bineînțeles, Dani, cum nu se poate altfel. Bă, ce-ți mai trebuie la o casă, mă? Păi eu nu pot să zic ca după mie ideile și nu. Bine, 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 nu-mi zi, nu-mi zi, las. Ideile sunt valoroase, să-i. Aha, gata, știu ce mai pui la o casă, totuși. Ok, altceva ce mai poți să pui la o casă? Ceva util. Ar fi bine. Aoleu, ar fi super, dar nu cred că merge așa. De simplu. Lasă-mă, Dani, să mă concentrez. A, gata. Ia, și merge să... Ia, ce tare! Mamă, ce idee genială! Așa genială? Nu vrei să știi, băi, Dani, băi, băi. Bă, chiar nu vreau. Vreau să am aici ideile mele, nu vreau să mă las inspirat de tine. Ce? Ideile mele originale. Ce? Păi, n-ai mai auzit de idei originale și Dani în aceeași propoziție prea nu, mult, mai ales de la Dani. Wow, wow, mersi frumos, Sam. Stai așa. Aha. Bun. Mă rog, fata e că poți să intri și prin spate, dar acum nu-i problemă. Bun, stai, îmi trebuie slaburi acum, Dani. Mhm. Hei, nu. Nu-i bine. Stai. Nici la tine. Bă, nu mai știu ce să pun, aia e problema. Nu e, na. Mă, la mine altfel, adică știu ce să pun, dar nu știu cum să fac. Aoleu. Bă, stai. Na, ce n-ai mai pot să pui la o casă de asta? TNT? Nu. Ce îmi pune TNT-uri într-o casă? Termină. La orice casă ai nevoie de TNT-uri. Adevărat, adevărat. Orice casă de succes are TNT-uri, Dani, înțelegi? Absolut orice casă de succes. Dar casa mea n-are TNT-uri. Na, Dani, deci nu e casă de succes. Îmi pare rău. Asta e. Na, ce să faci? Na. Și o fac și cea mai șmecheră casă. Fii atent. La modul că, aoleo, nu, nu e bine, nu e bine. Stai că nu mi-a ieșit o chestie aici. O chestie, nu mi-a ieșit cam nimic. Bă, eu gen... Na, e... Bă, e eficientă casa mea, ce pot să zic. Dar acum... Așa, mă. Doar eficientă. Nu știu cum să fac gen să arate bine. Bă, te-aș ajuta dacă aș ști, dar n-am idee. Sunt un pic rupt. Te cred, Dani, dar vreau să fac casă. Bă, cum naiba? Aoleu, Dani și idee în același... Doamne. Ce cu ideile mele, Sim? Chiar nu crezi în ele? Nu știu, bă, vreau să înțeleg ceva, stai. Păi de ce nu merge? Știi ceva? Nu vreau să știu. Ok. Nu vrei să știi? Nu, habar n-am de ce nu funcționează ceva cum ar trebui să funcționeze. Dacă pun aici asta, merge deschis. Normal că nu, dar de ce să meargă? Dar cum? Se putea să... Trap chest? Nu. Scuze că am încercat să șut. Acum acuză-mă. Oh my god, cum se numește scară? Zi-mi repede. Ladder. Cum se scrie? Ladder. Ah, tare. M-am uitat la fix, era aici. Știi, dacă dai pe a doua chestie, gen, nu ți apare. Mm-hmm. Stai, Dani, lasă-mă să... Te las, te las, nu-i stres. Pentru că eu produc bani. Aoleu, hai. Hai de viața aia. Tu nu produci bani. Produc și eu, da. Ia să ne dreaptăm. E corect? Bă,
Nu știu dacă... Oarecum da. Cum adică oarecum da? Îți pare corect să mor de foame când poți scoate bănuții? Da, nu asta e, nu. Mi se pare corect pentru că tu ești leneș și nu... Și dacă, nu meriți dacă, bani. Dacă te chinuiai mai mult aveai, știi? Gen. Da, timpul nu-i pierdut, frate. Adică lenea e o artă. Iar eu acum lucrez să nu mai fiu bun în această artă. Știi ce vreau să zic? Mă sperii. Ce? Te sperie faptul că-s artist? Da. Artist, junkist. Oh my god, nu mai pot. Bă, pe mine o doare capul, cred că n-am stat viața mea la o casă așa concentrat, gen. Bă, e complicat, că e... Asta nu-i casă, asta e chestiuță mică. Nu știu, e ei, o chestie. Chestiuță mică ești tu, băi. Păi și eu. Dar asta e și mai mică decât o chestiuță mică, nu știu, eu. Fără chestie. Să vreau, Dani, am văzut ce ai construit tu. Oh, nu, nu e bine. N-ai voie. Toarce-ți privirea. Pare rău, Dani, gata, promit că nu se mai repetă. Juri? E, vrei cam mult. Băi, dacă vorbești cu mine, juri, că altfel bloc. Na, Dani, ne mai auzim. Așa de ușor renunț la prietenii tăi adevărați. Bă, da. Cred că aproape a terminat. Frumos. Good for you, same. Bă, nu ai ieșit rău. Da, mine oribil. Da. După, nu ai ieșit rău. După ce o să vezi, o să spui ce pana mea cu asta și îmi dai blog direct și da. Spui asta ce-i comul ăsta. Stai că mai am o idee micuță. Fac o chestie acum. Cum se numește tablou? Nu mai știu. Painting. Painting. Wow, băiat deștept, mă. Stai bine cu memoria. Stai că nu știu ce vreau să fac. E, da, e ok și casa asta ce. Da, adică e o casă, nu? Asta contează. Da, da, e o casă. O casă. E doar să locuiești în ea, atât, nu contează, fie și frumoasă. E și frumoasă. Na bine, Dani, păi atunci eu a terminat. Hai că vin păi, să vezi ce ai făcut. Mai lasă-mă doar un minut, atât. Fac ceva foarte mic acum, deci nu îți spați capul. Bă, Dani, dacă stau să mă gândesc, capul. Eu mi-am făcut casa mult mai mică. Decât mult, mine? Mult. Bă, cam e de 3x3 blocuri. Bă, fain, eu am făcut, a mea e un pic altfel, a mea e la fel de dezordonată și leneșe ca mine, știi? Ia. Mai am nevoie doar de un singur lucru, dar nu-l găsesc, deci lasă așa. De chestii. O să intri. Ce stai? O să stai. Aha. O barcă, că ai nevoie și de barcă câteodată, nu? Oi, dă viața mea. Oh, cum ai făcut am asta? Am înțeles, este o casă capcană. Bă, ce ar fi un pic? Arată interesant, Dani, bravo, sunt mândru de tine. Piche, că s-ar muri. Hai să arăt ce am făcut eu. Hai. Dar eu în spațiu ăsta aș fi pus Dani o grămadă de cheie. Hai să vezi cum am făcut-o eu. Da, asta e casa toată. Asta e toată casa. Ia să vedem. Ai tot ce trebuie aici înăuntru. Wow. Pe ușă. Mamă, patul jos. Deci fii atent, da. E 3x3 și ai pat, ai anvil, ai furnal, ai două chesturi. Enchantment. Ai și pender chest. Da, ai și ăsta care nu se poate deschide. Așa, e something, ai mâncare, ai tot ce trebuie, Dani. Ai și armură, dacă n-ai asta văzut. Arată mișto cum ai pus-o aici. Vezi? Ea arată mișto. Vezi? Bă, a mea e mai subterană, cum îmi place mie, știi? E da, acolo. Dani, știu că ți place ție în grotă. Chiar da. Da. Bă, fraților, aici o să încheiem acest episod. Sperăm că v-a plăcut. Să spuneți comentarii care credeți voi că e și mai bine casa mea sau casa lui Dani. Și da, nu uitați că l-aveți pe Dani în descriere. Aveți și streamcraft-ul meu în descriere, unde v-aș ruga să mergeți să dați un follow. Noi ne auzim data viitoare. Toate cele bune. La revedere. Pa, pa.